La nivelul biroului rutier Sibiu a fost organizată și desfășurată o acțiune privind combaterea comportamentului agresiv de către conducătorii de vehicule. Astfel, toți cei care au fost opriți au avut cartea de identitate verificată prin aplicația EDAC, la fel și autovehiculele pe care aceștia le-au condus. De asemenea, conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru. Le recomandăm să respecte prevederile articolului 54 indice 1 din ordonanța 195 pe 2002 republicată și modificată privind comportamentul agresiv.